suntem 19 milioane de români. Asta înseamnă că dacă toți am participat la Ce spun românii, ar fi nevoie de 1,9 milioane de ediții și cam de 3700 de ani. Ce bine că avem un prezentator atât de tânăr! Să-l aplaudăm cu toții pe Cabral! Bună ziua și de ce râdem, nu înțeleg, de asta cu prezentatorul tânăr? Plantă? Vorbim după. Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii. De acord? Perfect. Vă recomand să faceți o călătorie la Peștera Vântului, cea mai mare peșteră din România. Ați fost? Nu. Să mergeți. Cea mai lungă din România și din Europa. Temperatura medie în peșteră este de 11,8 grade Celsius. A fost descoperită în 1957 și un curent puternic care se simte de la intrarea sa până în colțurile îndepărtate i-a dat acest nume de Peștera Vântului. Are o lungime de 47 de kilometri. Unde? Poate fi vizitată. Unde? Google. Peștera Vântului. Google. Searc. Pinpoint. Foarte eficient. Decât să stai să dau acum din gură 200 de ani. Căutați. Se poate vizita. Se poate merge cu ghid. Merită. Păi mergem cu toții. Avem autocar și mergem. Autocar avem. Timp avem. Mergem cu toții. Plecăm toți. Vedem cât ne întoarcem. Jucăm ca de obicei 6 runde. Răspunsurile favorite sunt puse pe ecran și dau... Punte! Că vorba aia ce altceva. Dacă nu găsim favoritele, atunci... Trafalet, așa e sinonim cu ceva rău în cultura dacică. Spuneau vechii daci, domne, dacă nu ești cu minte, trafalete aia. L-avem alături de noi. Între timp, trafalet a făcut dita mai... Că vorba aia... Cât aia? Bați în 120. De kilograme de dulceață, zic. Da. Aia e. Orașul Buftea s-a dublat de când trafa a mai pus pe el câteva chile. Așa să știți. Acestea fiind spuse, eu să vă întreb cu cine jucăm astăzi. Manea! În aplauzele voastre, familia Manea! Din voluntar sunt ei conduși în luptă de Beatrice. Bună, Beatrice! Bună, Cabral! Beatrice este un economist pasionat de shopping, însă cumpără doar din locuri unde nu este nevoită să stea la coadă. Nu numai că are talentul de a se face plăcută și de a simți dispoziția oamenilor, dar ghicește și ce intenții au aceștia. Nu poate trăi fără pătura electrică și fără parfum. Cu cine ai venit? Cu fina mea, Ada. Bună, Ada. Mama mea, Adina. Bună, Adina. Iubita verișorului meu, Alina. Bună, Alina. Și verișorul meu, Cristi. Salutare, Cristi. Salut. Ada este un economist, zic economist, cu masterat, care crede că ar fi putut avea o carieră de succes și ca medic, pentru că este responsabilă și meticuloasă. Este adeptă a vacanțelor active în care descoperi locuri noi, luându-le la pas. Nu se cațără pe munți pentru că se teme foarte tare de înălțime, dar este nebunită după prăjituri. Însă îi se face rău dacă nimerește vreuna cu rom. Romul te... da? Criptonită? Am înțeles. Adina este mama a doi copii mari, de 14 și 23 de ani. Înoată bine și este o persoană sinceră, motiv pentru care ne-a zis și că uneori o încearcă orgolii și sentimente răzbunătoare. Atunci pune mâna pe cuțit și se nenorocire. De fiecare dată când are ocazia, își umple farfuria cu sarmale, dar n-ar consuma, domne, fasole nici dacă ar sta nemâncată 3 zile. Niciun fel de fasole? Nu. Nu, am înțeles. Alina este o studentă mândră și pasionată de dansul sportiv, admiră vulturii și detestă păianjenii pentru că îi dau o stare de neliniște. Prea mulți ochi concentrați în același loc. Nu o deranjează să rămână blocată într-un spațiu închis, atâta timp cât are telefonul cu ea, iar telefonul e încărcat. Decât să fie nevoită să spele mașina, preferă să renunțe și să ia bicicleta. Nu vrea să stea la masă cu oameni care plescăie sau sorb. Plantă, deci cu noi nu o să stea la masă. Cristi, prescurtat Kiki, este student și un șofer atât de pasionat încât nu ar putea trăi fără mașină. Visează să-și cumpere un bolid de viteză din banii strânși de el. Pe lângă mașină are și câine și pisică. Amândoi foarte rapizi, aproape niște bolizi. Se declară un timid perseverent cu rău de înălțime și de ciulama. Ai rău de ciulama? Serios, așa? Urât faci? Da, am înțeles. Îi plac burgerii și nu vrea să audă sunete de șmirghel. La bormașină duci? Atunci ești bine, domnule. Bine ați venit la noi.
Bine v-am găsit. Toată lumea bine, da? Da, da. Ne distrăm? Da. Da. Baftă. 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 De partea cealaltă, familia Scridon. Yay! Ei sunt, în schimb, din Otopeni, conduși de Andreea. Bună, Andreea! Bună, Cabral! Andreea, cu cine ai venit, spune-mi? Astăzi am venit cu verișoara mea, Eve. Eve. Cu mama mea, Nicoleta. Bună, Nicoleta! Bună. Cealaltă verișoara mea, Ana Maria. Bună, Ana Maria! Bună, Cabral! Și cu minunatul meu soț, Opa! Ovidiu. La prima ediție a fost un băiat în cartier. Acum este minunatul soț. Este o avansare în grad foarte eficientă. Ovidiu e... Da, lasă, nu mă încesc. Bine ați revenit. Bine, bine, bine. Baftă. 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 Jucăm? Perfecțiune. Ia să vedem noi. Câte variante la această rundă întâi? Sunt 8 variante. Am întrebat 100 de români, după 6 luni de mers la sală, ce poate ridica acum soțul prin casă încât o surprinde pe soție? Masa. Masa, domne. Bun. Canapeaua. Mamă. Canapeaua, foarte bine. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Beatriz. După 6 luni de mers la sală, ce poate ridica acum soțul prin casă încât o surprinde pe soție? Mașina de spălat. Mamă! 6 luni la sală și văd, e, și unde o pânzim, unde o pun mâncați pe aici. Nu e acolo. Nicoleta, după 6 luni de mers la sală, ce poate ridica acum soțul prin casă încât o surprinde pe soție? Covor. Covorul. Da, are un de la persan 8-8. Aveți dreptul să vă sătuiți. Ana Maria, după 6 luni de mers la sală, ce poate ridica acum soțul prin casă încât o surprinde pe soție? Dulapul. Dulapul. Ce? Nu e, un de la mic, o singură ușă, mă. Foarte bine. Ovidiu, după 6 luni de mers la sală, ce poate ridica acum soțul prin casă încât o surprinde pe soție? Fotoliul. Fotoliul? Da. Da? Și cartea aia. Avem fotoliu, foarte bine. După 6 luni de mers la sală, ce poate ridica acum soțul prin casă încât o surprinde pe soție? Patul. Oi! Patul, domne. Mai așa, cât să scoată covorul. Nu, cât să scoată covorul. Tot n-auzi? Cât să dea cu aspiratorul. Cât să... Vezi. Avem patul. După 6 luni de mers la sală, ce poate ridica acum soțul prin casă încât o surprinde complet pe soție? Scaunul. Scaunul, domnule? 6 luni de mers la sală, te chinui cu o sărăcie de aia de scaun? Păi îl ridici în sus. Păi și cum să ridici altfel? Într-o laterală? Masiv. E ma, masiv. Scuză-mă, că stau la castel. Dacă după 6 luni ridici de-abia scaunul, să ceri bani înapoi pe abonament. E să dați banii, domnule, am venit degeaba la voi. Avem scaunul, incredibil. După 6 luni de mers la sală, ce poate ridica acum soțul prin casă încât o surprinde pe soție? Geamantanele. Geamantanele. Nu avem. Nu avem? Nu e acolo. Ia să vedem ce spuneți voi. Aragazul. Vă ascult. Aragazul. Frigiderul. Frigiderul. Aragazul. Aragazul. Frigiderul. Frigiderul. Două variante. 69 de puncte. După 6 luni de mers la sală, ce poate ridica acum soțul prin casă încât o surprinde pe soție? Frigiderul. Avem frigider? Da. Dar de ce ridic asta, mă întreb eu? Să dea deoparte, să dea cu aspiratorul, nu? Când ați dat ultima oară cu aspiratorul pe sufrigider mincinoșilor? Nu, cu aspiratorul. Câștigă această rundă familia Manea.
place cum explicați voi. Da, domne, că ridici frigiderul, că asta e cu aspirator. Ați dat voi cu aspiratorul pe sub frigider. S-a lipit acolo, a făcut cor comun cu betonul. Nu e adevărat. Nu e adevărat, dar vă și văd în fiecare zi cum dați frigiderul la o parte. Fiecare zi. La Crăciun și la Paște dați frigiderul la o parte. Da, nu mă crezi? Nu. Uite, pui mâine, da. Dar ce tot mai noi ridicăm și tot noi dăm cu mopul, așa, cu o mână. A, am început lupta, gata, da, noi doi ne-o facem. Mm-hmm. Soțul meu mă ridică pe mine. Imposibil. Câteodată, eu vă suspectez că faceți rost de undeva, hăcuiți rețeaua și faceți rost de răspunsuri. Că prea se nimerește. Și eu mai fac și ca prostul pe nebunul. Ba nu! Ba, da. Runda A. Doua. Punctele sunt? Sine. Și jucăm cu? Ana și Eve. Bun. Să vedem câte variante. 7 sunt. Am întrebat 100 de bărbați. Deși erai convins că o să ai un băiețel, soția ta a născut o frumusețe de fetiță. Din ce ai pregătit, ce te apuci să schimbi mai întâi? Decorațiunile în casă. Hainele? Hainele. Avem. Jucăm, pasăm? Jucăm. Să jucăm, mulțumesc, da. Am întrebat 100 de bărbați. Deși erai convins că o să ai un băiețel, soția ta a născut o frumusețe de fetiță. Din ce ai pregătit? Ce te-a pus să schimbi mai întâi? Jucăriile. Jucăriile. Jucăriile, foarte bine. Deși erai convins că o să ai un băiețel, soția ta a născut o frumusețe de fetiță. Din ce ai pregătit? Ce te-a pus să schimbi mai întâi? Nu uita, am întrebat 100 de bărbați. Căruciorul. Căruciorul. Bun. Ovidiu, am întrebat 100 de bărbați. Deși erai convins că o să ai un băiețel, soția ta a născut o frumusețe de fetiță. Din ce ai pregătit, ce te apuci să schimbi mai întâi? Zugrăveala în camera copilului. Bun, domnule. Am întrebat 100 de bărbați. Deși erai convins că o să ai un băiețel, soția ta a născut o frumusețe de fetiță. Din ce ai pregătit, ce te-a pus să schimbi mai întâi? Lenjeriele de la pătuț. Iată. Bun. Veve, am întrebat 100 de bărbați. Deși erai convins că o să ai un băiețel, soția ta a născut o frumusețe de fetiță. Din ce ai pregătit, ce te-a pus să schimbi mai întâi? Pătuțul. Avem și pătuțul. Foarte bine jucat până aici. Nicoleta, lăsați-mă în pace. Am întrebat 100 de bărbați. Deși erai convins că o să ai un băiețel, soția ta a născut o frumusețe de fetiță. Din ce ai pregătit? Ce te-a pus să schimbi mai întâi? Biberoanele. Biberoanele. Ar putea fi. Primul X, nu-i panică. Ana Maria, am întrebat 100 de bărbați. Deși erai convins că o să ai un băiețel, soția ta a născut o frumusețe de fetiță. Din ce ai pregătit, ce te-a pus să schimbi mai întâi? Cădița. Cădița. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Ovidiu, acu-iacu. Ați jucat foarte bine runda asta, un singur răspuns. Am întrebat 100 de bărbați. Deși erai convins că o să ai un băiețel, soția ta a născut o frumusețe de fetiță. Din ce ai pregătit? Ce te apuci să schimbi mai întâi? Landou, scoica cu care scoate... Am înțeles. Am înțeles. 93 de puncte în joc. Vă ascult. Mobila din cameră. Am înțeles. Leagănul. Am înțeles. Mobila din cameră. Am înțeles. Mobila din cameră. Am înțeles. O singură variantă ai să prinzi punctele astea. Am întrebat 100 de bărbați.
deși erai convins că o să ai un băiețel, soția ta a născut o frumusețe de fetiță. Din ce ai pregătit, ce te apuci să schimbi mai întâi? Mobila din cameră. Câștigă această rundă familia Scridon. Ce mai avem acolo? Covorul. Numele. De pe ușă. Da, chiar. Copilul. Numele. În cameră. Ați auzit ce a zis Nicoleta? Păi, domnule, acum am făcut camera, schimbăm copilul, că ești păcat. Mai facem unul. Numele. Păi e ciudat să fie Ioana înăuntru și pe ușa să scrie Bogdan. Care și ea la mentale niște întrebări. Cine e Bogdan? Stai un pic. 69-93. Pauză scurtă, revenire pe joc cu runda 3. Am revenit, doamnelor și domnilor, cu runda A. Dacă avem, cum ați zis, dacă avem răspunsurile favorite, le ghicim, primim puncte, dacă nu, ce primim azi? Trafalet. Trafalet este cuvântul negativ al zilei. Trafalet, tu ce ai făcut azi? Pașii te-au purtat prin locuri însorite? Ai văzut lumina? Ai simțit-o? Ai lăsat? Colegii mei, pentru că sunt niște soacre curioase, l-au găsit pe net, pe Ovidiu, care Ovidiu scrie superb. Și dacă aveți timp să căutați Ovidiu Scridon pe net, o să găsiți niște scrieri foarte, foarte frumoase. M-am uitat acum în pauză, da. Foarte mișto. Mă bucur că ești aici. Și eu mă bucur. Da. Runda a treia. Perfecțiune. Să vedem câte variante. 7 sunt. Am rugat 100 de români. Numește un miros pe care îl întâlnește într-un aeroport. Iasomie. Iasomie. Parfum de lavandă. Eram sigur. Ai zis jucăm. Parfum și era acolo. Jucăm, da. Hai să jucăm. Jucăm. Mulțumesc, Nicoleta. Numește un miros pe care îl întâlnești într-un aeroport. Mâncare. Mâncare. Da, dar nu e miros de mâncare, este miros de mâncare scumpă, un sandwich de 75 de lei. Numește un miros pe care îl întâlnești într-un aeroport. Transpirație. Ai, băleu, mămica mea. Așa aeroport frumos. Ai, Numește un miros pe care îl întâlnești într-un aeroport. Miros de odorizant de cameră. A, da. Numește un miros pe care îl întâlnești într-un aeroport. De cafea. Cafea. Bun. Avem. Foarte bine. Numește un miros pe care îl întâlnești într-un aeroport. De țigară. Avem. Numește un miros pe care îl întâlnești într-un aeroport. Un lucru nou, miros de lucru nou. Miros de lucru nou. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Kiki. Nenorocire. Numește un miros pe care îl întâlnești într-un aeroport. 3, 2, 1, hai. Nimic? Nimic. Hai să vedem ce spune familia Scridon. Vă ascult? Kerosen, ars. Am înțeles. Combustibil. Am înțeles. Kerosen. Am înțeles. Combustibil. Am înțeles. Două variante. 85 de puncte. Numește un miros pe care îl întâlnești într-un aeroport. Combustibil, kerosen. Dacă ești într-un aeroport și miroase tare a kerosen,
Ia-o repede în partea aialaltă. Câștigă această rundă familia Scridon. Păi, nene, băi. Eu voi râdeți, dar vă zic eu că în scurt timp o să treacă printre camera 1 și 3 pe aici, o să treacă. Puh. Doamne, eu auzeam că ceva în plus, dar n-aș, ce? Ce mai aveam la 6? Detergent. De pardoseală. Da. Da. Bine cu detergent. Am ajuns la a patra? Punctele-s duble. Da. Nu-mi spuneți, cu cine jucăm? Precisă eram. Hai să vedem câte variante. Sunt 7. Am întrebat 100 de români. De ce element de recuzit ai nevoie dacă vrei să te costumezi în Elvis Presley? Perucă. Perucă. Avem perucă. Sacou. Sacou. Costum. Jucăm, pasăm? Hai să jucăm. Mulțumesc. De ce element de recuzită ai nevoie dacă vrei să te costumezi în Elvis Presley? Pălărie. Pălărie. Avea pălărie? Mie nu-mi vine în cap pălăria lui Elvis Presley. Avea? Nu, m-a blocat chichi, mă gândeam. Beatrice, de ce element de recuzit ai nevoie dacă vrei să te costumezi în Elvis Presley? Microfon. Microfon. E acolo, foarte bine. De ce element de recuzit ai nevoie dacă vrei să te costumezi în Elvis Presley? Pantofi. Pantofi, domne. Da. Tâlharii aia cu cioc lung. Nu sunt acolo tâlharii. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Adina, de ce element de recuzit ai nevoie dacă vrei să te costumezi în Elvis Presley? Chitară. Chitară. Da. Lăsu-i shoes. Bun. De ce element de recuzit ai nevoie dacă vrei să te costumezi în Elvis Presley? Cămașă. În cămașă. De cămașă. 142 de puncte în joc. Ia să vedem ce spuneți voi aici. Ochelarii de soare. Ochelarii de soare. Ochelari. Ochelari. Curea. Curea. Ochelari de soare. Ochelari de soare. Trei variante. 142 de puncte. De ce element de recuzită ai nevoie dacă vrei să te costumezi în Elvis Presley? Ochelari de soare. Ochelari de soare? Da. Da? Câștigă această rundă familia Scridon. Ce mai avem, domnule, acolo? Fular. Fular, că el era friguros, da. Bijuterii. Brâu, brâu. Brâu, domne, brâu ăla, lata albă, așa, cu triliante. Ai văzut? Asta a fost a patra? Da. Oleu, 3-2-0 la 6-9. Intrăm în runda a cincea. Jucăm cu Ovidiu și cu Cristi. Dublez punctele. Să vedem câte variante. 8 variante. Am întrebat 100 de români. Cu ce cuvânt ai descrie o persoană care s-a cam îngrășat în ultima vreme? Obez. O să vă placă mult când o să vă zic întrebarea toată. Tu ai apăsat? Nu ai apăsat, da? Te-am văzut eu așa. Zi-mi. Gras. Aha. Andreea? Ardei. Gras. Ardei gras. Beatrice?
Urs. Plinuță. Ok. Ada? Dolofană. Dolofană. Avem și dolofană. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Cristi. Și acum auziți întrebarea, că nu-i deloc răutăcioasă. Nicoleta, cu ce cuvânt ai descrie o persoană care s-a cam îngrășat în ultima vreme ca să ai grijă să nu jignești? Supraponderală. Iată, supraponderală. N-ai jignit-o deloc. Ana Maria, cu ce cuvânt ai descrie o persoană care s-a cam îngrășat în ultima vreme ca să ai grijă să nu jignești? Rotunjoară. Rotunjoară. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ovidiu, cu ce cuvânt ai descrie o persoană care s-a cam îngrășat în ultima vreme ca să ai grijă să nu jignești? Rotofelă. Împlinit. Rotofe. Ia să vedem ce spuneți voi. Pufoasă. Am înțeles? Împlinită. Am înțeles? Pufoasă. Am înțeles? Pufoasă. Am înțeles. 6 variante. Cu ce cuvânt ai descrie o persoană care s-a cam îngrășat în ultima vreme ca să ai grijă să nu jignești? Pufoasă. Pufoasă avem. Câștigă această rundă familia Manea. Ce mai avem acolo? Bine făcut. Asta e. Bine făcut. Bine cu durdulie. Cu forme. Cu forme, așa. Împlinită. Cum? Robustă. Asta zic. Robustă. Bună varianta asta. Am încercat cu grasă, dar nu e chiar grăsuță, e mai politicos cum ar fi. Gogoșică. Rubensiană. Bun. Da. Da. Rubensiană vine de la pictorul Rubens, care avea o predilecție în a picta pufoase. Foarte urât. Așa era și Mona Lisa. Chemați paza să-l târie afară. Mă rog, să-l rostogolească afară. Ce bună e asta! Asta e foarte bună! Da. Trafalet, pare că ești foarte prosper în ultimul timp. Dar ești prosper tare, nu așa oricum. Runda A... Avem 127 de puncte. La 320, oricare dintre cele două familii ar putea câștiga. Capitanii. Mamă. Să vedem câte variante de răspuns avem. 7 variante. Am întrebat 100 de femei. Ce truc folosești dacă vrei să pară că ai picioare mai lungi? Poze de jos. Poze de jos. Asta zic, fac poză de jos. Portocuri. Portocuri. Favorit. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Adel. Am întrebat 100 de femei. Ce truc folosești dacă vrei să pară că ai picioare mai lungi? Rochi lungi, porți rochi lungi. Rochi lungi, da, așa da. Se face? Nu s-au gândit la varianta asta. Adina, am întrebat 100 de femei. Ce truc folosești dacă vrei să pară că ai picioare mai lungi? Pantalon cu talie înaltă. Pantalon cu talie înaltă. Dacă se poate, ca o helancă până aici. În gât. Foarte bine. Alina, am întrebat 100 de femei. Ce truc folosești dacă vrei să pară că ai picioarele mai lungi? Fusta scurtă. Fusta scurtă. Iată, fusta scurtă.
Și acum vă rog să lăsați tot prin case, opriți-vă. Urmează să ne spună Cristi cum e cu picioarele lungi. Am întrebat 100 de femei. Ce truc folosești dacă vrei să pară că ai picioarele mai lungi? Porți dres? Dacă se poate, chiar flaușat. Poftim, domne, poftim. Foarte bine, foarte bine. Beatrice, am întrebat 100 de femei. Ce truc folosești dacă vrei să pară că ai picioarele mai lungi? Mă ridic pe vârfuri. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ada, am întrebat 100 de femei. Ce truc folosești dacă vrei să pară că ai picioarele mai lungi? Porți pantaloni scurți. 261 de puncte. Vă ascult. Dungi verticale la pantaloni. Dungi verticale. Platforme. Platforme. Rochii cu dungi, da. Rochii cu dungi, da. Pantaloni cu dungi verticale. Am întrebat 100 de femei. Ce truc folosești dacă vrei să pară că ai picioarele mai lungi? Îmi pun o centură în talie. Câștigă runda și câștigă jocul. Familia Manea. Să fi fost șmecheria aia cu dungile? Da. Serios? Da. Hai. Hai. Altceva? Cu picioroange, nu? Altceva? Platforme. Platforme? Da. Bronz. Multă treabă. Domnilor, o să vă rog să trageți doar niște concluzii, exclusiv pentru noi, le punem aici. Ține minte, dacă vreodată vedeți cu pantofi cu toc, cu blugi cu talie înaltă, cu fuste scurte, cu pantaloni dungați, făcute cu poze de jos, cu cizme și cu dres negru, e clar, vor să ne păcălească. Rămâneți alerți, nu vă lăsați înșelați. Și voi, sugeți burțile și umflați piepții. Leșinăm. Aie. Acestea fiind spuse, mergem în rundă fulger, desigur după o scurtă pauză cu familia Manea și ne luăm la revedere de la o familie foarte frumoasă și vă mulțumesc foarte tare că ați revenit. Sper să ne mai vedem. Toate bune. Pauză scurtă, revenire pe jur cu rundă fulger, 2500 de lei. Două manșe, trebuie să facem 200 de... Am revenit desigur cu rundă fulger, avem 2500 de lei pregătiți, cu ține joc. Beatrice. Haideți. Sunt două manșe. Așa, sunt două manșe. Cu cine încep? Cu mine. Ne vedem mai încolo. Douăzeci de secunde pentru cinci întrebări. Secundele trec din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Nu știu un răspuns sau nu e sigură. Pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Da. Jucăm? Da. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români. Priveliștea este importantă. Ce nu ai vrea să vezi de pe geamul noii tale locuințe? Gunoi. Ești părinte de copil mic? De câte ori îl chemi până când îți răspunde? De 10 ori. Când auzi cuvântul Spania, te gândești imediat la... Paella. Ce culoare de îmbrăcăminte îți dă un aer regal? Roșu. Ce pasăre ar putea preda un curs de dans? Papagalul. Ok. Ce nu, domne, ce nu?
Încurajator. Incredibil. Sub 100? Păi cum să îmbraci pe regina în roșu? Numai pe regii îmbraci în roșu. Eu cred că e bine. Vedem la sfârșit. Deci am întrebat ce culoare ai regal. Ai zis roșu. Foarte frumos răspunsul. Și ce avem de comentat la adresa acestui răspuns? Se pare că seamănă eu cu vreo regină, are regal. Poate să fie rege. Poate fi paj. Poate fi lasă-mă în pace. Hai să vedem, Beatrice. Incredibil. Priveliștea este importantă. Ce nu ai vrea să vezi de pe geamul noii tale locuințe? Gunoi. Gunoi. Bun. Ești părinte de copil mic. De câte ori îl chem până când îți răspunde? Mi-ai spus? De 10 ori. De 10 ori. Ia să vedem ce zice parentingul. Iată. Când auzi cuvântul Spania, te gândești imediat la paella, ai zis? Și ai zis bine. Ia uite acolo. Cu fructe de mare, cu daia, cu dailalta, cu nenorocire. Ia mi pami, ia. Incredibil. Mă gândesc doar eu. Ce culoare de îmbrăcăminte îți dă un aer regal? Și tu ai zis? Roșu. Foarte bine ai zis. Ziceți că e bine? Nu. Pentru că nu vă pricepeți de aia. Na! Ce pasăre ar putea preda un curs de dans? Și tu ai spus? Papagal. ...99 de puncte. Bravo. Mulțumesc. Ce vine acum, Alina? Bine, ai revenit. 25 de secunde. Trec din momentul în care termin de rosti prima întrebare. Nu știu un răspuns, pas trec mai departe, mă întorc la final. Îmi dai un răspuns, aude sunetul acesta, plecăm acasă. Nu, glumesc. Îmi dai repede un alt răspuns la aceeași întrebare. Jucăm? Da. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români. Priveliștea este importantă. Ce nu ai vrea să vezi de pe geamul noii tale locuințe? Gunoi. Altceva? Pas. Ești părinte de copil mic. De câte ori îl chemi până când îți răspunde? 3 ori. Când auzi cuvântul Spania, te gândești imediat la... Căpșuni. Ce culoare de îmbrăcăminte îți dă un aer regal? Roz. Ce pasăre ar putea preda un curs de dans? Vultur. Ce nu ai vrea să vezi de pe geamul noii tale locuințe? Mașini. Ok. Doamne, vultur dansatoriu n-am mai văzut până acum. Dar o avea, are o maestuozitate așa. Vreți să vedem? Da. Credeți că reușim? Nu. Oameni răi și pismoși. Da. Sunteți voi. Hai să vedem, Alina. Priveliștea e importantă. Ce nu ai vrea să vezi de pe geamul noi tale locuințe? Tu ai spus? Mașini. Mașini. Favorit, gunoi. După gunoi avem? Macarale. Aveți o singură variantă. Macarale. Cimitir. Apoi blocuri, șantieri, mașini, fabrică, spital. Ești părinte de copil mic. De câte ori îl chem până când îți răspunde? Mi-ai spus? De 3 ori. De 3 ori. Favorit? De 5 ori. Apoi avem de 3 ori, 10 ori, 2 ori, 4, 6, odată, 8 ori. Când auzi cuvântul Spania, te gândești imediat la... Căpșuni. Ia să vedem. Avem. Tu ai zis arborii, colegii mei au pus fructele. Favorit, căpșune. Apoi portocale, coridă, căldură, Madrid, Barcelona, măsline, plajă.
Mamă, ce e aici? Ce culoare de îmbrăcăminte îți dă un aer regal? Tu ai spus? Roz. Roz regal. Avem 161, lipsesc 39 de puncte. Să vedem dacă rozul ne ajută. E mai pe prințesă așa rozul. Roșu, albastru, alb, mov, verde, auriu, galben, negru. Ce pasăre ar putea preda un curs de dans? Tu ai spus? Vultur. Vulturul. Eu îl văd, îl văd. Îl văd cu roz regal, cu d-astea, cu nebun. Bobaceata. Cred că rupe vulturul bobaceata. Flamingo, lebădă, papagal, păun, găină, barză, struț, porumbel. Nu reușind de a merge mai departe, asta contează, Alina. Bravo pentru astăzi. Haideți cu toți încoace, familia Manea. Cum vreți voi? Stai liniștit. Cum vreți voi? Îi pace numele. Felicitări pentru astăzi. A fost greu? Nu. N-a fost greu. Cristi a fost ușor emoționat. Mai ales aia cu picioarele lungi, cu dresurile. A fost oricum genial cum ai venit cu dresul negru. Mi-a plăcut mult. Te prinde, te face picioarele mai lungi. Hai, hai Andrei, haide și tu. Pentru astăzi, frâna-o. Merge mai departe, desigur. Cu altă ediție frumoasă, sper, ediția următoare. Ne distrăm. Asta e lucrul noi despre noi. Iar dacă vreți să veniți să jucați alături de noi, Casting Auron, ProTV.ro. Până atunci.